Debitul râurilor din județul Galați a crescut considerabil în noaptea de marți spre miercuri, când a plouat torențial, astfel încât s-au înregistrat niveluri cu depășire ale cotelor de pericol în bazinele hidrografice Suhu și Geru. Comuna Pechea a fost lovită iar de viituri, iar peste 500 de oameni au fost evacuați. S-au evacuat, nu avem victime, a fost un singur eveniment dimineață când doi cetățeni cu căruța cu cai au fost luați și ei și căruța cu totul, cu de apă. Au intervenit alți cetățeni și cu autoritățile, cu primarul și i-au recuperat, nu s-a întâmplat nimic. Acum victime nu avem, se evacuează, s-a evacuat, nu sunt probleme cu cetățenii. E mai mult mai grav decât în 2013, iar eu fac un apel către guvernul Cioloș să se mobilizeze cu armată, cu miniștri, cu tot ce avem la București și să intervină, pentru că așa e normal. În 2013 am avut sprijin guvernamental, au sărit cu toții și au venit în comuna noastră și ne-au scos de sub ape. Este mai mare, sunt locuri unde depășește un metru. În 2013 am avut 100, cred că acum avem o medie de 200 de case. Afectate. Da, okay. Din punctul meu de vedere, apa este mai mare ca în... Ați primit un ajutor? Ajutor am primit din partea domnului prefect, am sunat, au venit jandarmi, au venit cei de la pompieri, avem un grup de pompieri, un pichet de pompieri în zonă și acționăm, de la 1 sunt treași, acționăm cu pompe și ne-au ajutat și pompierii din zonă. Inspectoratul pentru situații de urgență a primit 10 de apeluri prin 112, prin care s-a solicitat sprijinul pompierilor pentru evacuarea apei din curți și grădini. Majoritatea au fost în nordul județului, zona Tecuci, Valea Mărului, Pechea. Să înțeleg că l-ați rezolvat, dacă spuneți că au fost. O parte din ele sunt în curs de rezolvare, se intervine pentru rezolvarea problemelor în colaborare cu primăriile din zonă și detașamentele și secțiile de pompieri. În municipiu au fost afectate de inundații stațiile CFR Galați și Barboș, unde apa a acoperit liniile de cale ferată. Oamenii au rămas pe peron în așteptarea trenului care ar fi trebuit să îi ducă la serviciu. Sunt niște probleme cu macazele, sunt inundate și nu răspund la comenzi. Dar foarte ciudat că sunt trenurile astea particulare care merg. Mai avem de așteptat. Totuși asta sunt aparații. Da, da, pentru prima dată, primul an, sunt cine noroc. Trebuia să pleci la 6 și 10 și 7 jumate și n-a plecat nici acum. Și de seară trebuie să fiu înapoi la serviciu. Nu s-a mai întâmplat până acum, nu. Deocamdată nu s-a întâmplat niciodată. Pompierii gălățeni au intervenit în gară cu o auto specială și o motopompă de capacitate mare pentru evacuarea apei care a acoperit macazul. În urma atenționării de cod portocaliu primite la nivelul județului Galați și în urma căderilor de precipitații foarte abundente, peste 60 de litri pe metru pătrat, în zona gării municipiului Galați a fost cantitatea de apă a fost foarte mare și liniile au fost afectate și totodată și transportul feroviar a fost afectat. Din declarațiile celor de la CFR și din informațiile adunate de către noi, trenurile nu au putut pleca. Și inclusiv cele de marfă și inclusiv cele de călători. Inițial ele au fost restricționate la o viteză de 5 km pe oră, cele de călători și cele de marfă au fost restricționate. Inspectoratul pentru situații de urgență al județului Galați intervine cu o auto specială și cu o motopompă remorcabilă pentru eliminarea problemelor și degajarea căilor de circulație. Și la Brăila, ploaia a creat probleme. Un tei bătrân a căzut peste un garaj de pe strada Unirii. Mai multe crengi s-au rupt și au îngreunat circulația. Familia care deține construcția susține că a avut noroc, deoarece abia plecase cu mașina parcată anterior sub copac. Nu s-au rupt, dar uitați-vă că sunt curbate prin minune. Ele au avut probabil o elasticitate, dar nu s-au rupt, da. Sunt... Lăsate. Sunt lăsate toate, dar televizorul... Ați avut cerere făcută pentru tăierea lui? Nu, că nu era, nu prezentează, l-am mai tuns noi. La fața locului a ajuns o echipă de la pompieri pentru asigurarea zonei, iar o echipă de intervenție de la Seroplant a sosit pentru toaletarea teiului.